Salut, eu sunt Sherry și vă invit într-o călătorie nostalgică, fraților, alături de mine, în anul 2015, anul în care s-a lansat piesa YouTube Vloggers featuring Marius Moga, O facem pentru voi. O facem pentru voi, dragi prieteni, și în ziua de astăzi. Noi toți acești influencheri, toți acești youtuberi, pentru voi mă o facem. Nu contează banul, nu contează să plătești chiria unde stai. Noi pentru voi și pentru voi totul este pentru voi, dragi prieteni. La fel pentru voi este și această piesă, O facem pentru voi. Care-i șmecheria cu această piesă? O piesă extraordinară, un moment extraordinar în istoria YouTube-ului, dragi prieteni. Pe vremea când YouTube-ul era complet diferit de cum este astăzi, Google România a venit cu inițiativa de a face acest YouTuber's Song. Această piesă a youtuberilor care să cânte cei mai cunoscuți youtuberi de la vremea respectivă. Poate că în glasul meu acum observați un pic de supărare și un pic de gând, așa ca și cum eu de ce căcat nu cânt pe această piesă, deși apar în videoclip. Ei bine, dacă asta vă gândiți, dragi prieteni, ați ghicit. Pentru că ce s-a întâmplat acolo? Eu am fost invitat și eu și pentru mine, bă, era o chestie senzațională, era chiar o mare onoare, vă dați seama, aveam dracului 14 ani, aveam abonați, aveam vreo 200.000 de abonați, cred că la vremea respectivă. Deci era totuși o sumă interesantă de abonați, între 200.000 și 300.000 de abonați aveam. Mult rău la vremea aia, adică eram printre cei mai mari youtuberi din România, chiar dacă eu aveam doar 14 ani. Doar că eu făceam o chestie atunci, care m-a bântuit mult timp. Înjuram în clipuri, frate. Acum, probabil că ați observat că mai scap câte o înjurătură. Dar atunci înjuram mai mult decât înjur acum. Mi se părea mie, nu știu, cool să înjur. Acum eu înjur pentru că pur și simplu n-am. Ăsta e vocabularul meu. Publicul a crescut odată cu mine, nu mai urmăresc copilaj de 7-8 ani. În mare parte nu prea mai urmăresc. Și oricum toată lumea auzi câte o înjurătură. Dar alta e când iese din gura cuiva de 22 de ani, alta e când iese din gura cuiva de 14 ani. Și după ce am fost invitat de către Raura Mușuroaia, nu o să te uit, Raura, după ce am fost invitat să cânt în această piesă YouTube Vloggers, la fel cum am fost invitat, am fost și dezinvitat. Mi s-a spus, Sherry, vino până la București, tată, să apar și tu un clip să cânti la o vioară 3 secunde, dar tu nu vei cânta în această piesă, pentru că clipurile tare sunt nepotrivite, Sherry. Tu înjuri în clipuri și ești mic și ești și prost, bă, băiatule. N-ai tu ce să cauți în această capodoperă de piesă, domnule, la care vom reacționa astăzi, dar mă răsând la o parte frustrarea mea, care e reală, adică cred că o simțiți, pentru că vă dați seama, am fost, da, super dezamăgit la momentul ăla și trist și supărat. Bă, piesa asta a fost senzațională, frate, când a ieșit. A fost publicată pe mai multe canale în același timp, pe canalul Kid Music, ca să-și cere mai multe vizualizări, 6.200.000, dar, dacă vă uitați, cu același titlu și același thumbnail a fost publicată de toată lumea din clip, de Bianca Adam, unde a făcut 1.000.000 de vizualizări. Cred că restul și-au șters-o de pe canale, că era la toți publicată piesa aceasta. Nu mai am exact discuția când am fost scos de pe această piesă, dar e o discuție interesantă, dacă o mai aveam, vă arătam. Însă, practic, s-a venit cu această inițiativă din partea Google România să se facă această piesă a vloggerilor, asta cu mult înainte să existe trendul ca vloggerii să cânte. Deci asta era cu mult înainte să existe diss-track-uri, să existe acea perioadă din 2017-2016 a vloggerilor. Nu, frații mei, asta era în 2015, deci era înainte. Haideți să mergem pe un trip de nostalgie, să vedem ce se purta atunci în vloggerime. Pe atunci să fii vlogger chiar era o chestie, nu exista termen de influencer, nu erau Instagram influencers, nu exista TikTok deloc. Deci atunci vloggerimea era the shit și vloggerii erau cele mai virale persoane din țară. Stați-o pe bichii atât de mică era. Dar uitați-mă pe mine, băi! Uitați-mă pe mine! Mă scălpinam încă, mă gândeam, de ce p***a nu cânt eu pe piesa asta? Cred că asta era în capul meu. Eram gen, cu ce am greșit de nu cânt și eu aici cu băieții mari? De ce nu pot să fiu și eu în clubul de băieți mari? Pentru că erau toți mari și șmecheri și aveau și fițe unii din ei și erau așa și eram așa micuț, săracul de mine, mă integram și eu. Venisem și eu la București de câteva ori, nu știam eu cam cu ce se mănâncă, nu cunoșteam eu mâncătoria din industria asta, care e o mâncătorie până la cer în industria de media, publicitate și influențărare și așa. Este o mâncătorie în curs senzațională, eu astăzi, în ziua de azi, o cunosc mult prea bine, dar atunci nu o cunoșteam. Atunci eram și eu un puștan mic, uitați-vă la mine cum eram și eu fericit că îmi cunosc idolii cu care am devenit coleg de brează între timp, pe Mikey H, pe Romercial, cine ține minte pe Romercial ăsta, asta a fost OG pe vremuri. Ia uite-mă cu Zmenta aici, uitați-vă cât de mic și de fericit eram eu, fraților, să fac parte din această gașcă exclusivistă de youtuberi. Dar n-am cântat pe această piesă, haideți să continuăm, să vedem cine este în acest cadru. Avem pe Zmenta, tipul asta nu-mi dau seama, cred că e Raura Mușuroaia, nu-mi dau seama. Anne-Marie Chirariu, care vă recunosc, fraților, această femeie, Anne-Marie Chirariu, pe mine m-a ajutat foarte mult la începutul YouTube-ului, pentru că ea cumva era un pic insider în industria asta de publicitate și tot, și cumva m-a învățat un pic niște principii de bază, de contract, de mult înainte să semnez eu cu Grobber, deci pe mine când eram independent, femeia asta m-a ajutat foarte mult. Bianca Adam și fratele vostru cu hanoracul lui, de 30 de lei,
sub mix, băieți, eram pe mixer eu, da? Cântând la această vioară pe care ei mi-au dat, mi-au zis, cântă bă și tu la vioară, morții tăi, fă și tu ceva aici, că nu, de cântat nu cânti, să apari și tu acolo. Să continuăm. Ok, cine era aici? Bă, Liviu Teodorescu și în rest nu-mi dau seama cine e lumea din de aici. Dar ideea e că s-a produs această piesă la Marius Moga și la studiourile HaHaHa, dacă nu mă înșel, în același timp. Deci piesa asta a fost făcută de niște artiști. Ok, text a fost Marius Moga, Anemari Chirariu, Mihai Țăranu, adică Zmenta, Mihai Porcoș, adică Mikey Hash, Tudi Popa, Necio Vanu. Ok, dar și Who is Godmother SRR? Hai să ascultăm piesa, să lăsăm introducerea, că a fost foarte lungă și nu vă interesează pe voi. Să începem! Eu și toate vlogările am intrat pe zonă. Sunt Tudi Popa și am idei o tonă. Și dacă pui un pic de hash, dacă pui un pic de hash, a spus omul meu, referindu-se evident la doza de hash care, băieți, explicați-mi cum, băi, cum eu n-am avut mult timp, n-am putut să cresc multe agenții, că noi eram family friendly, dar explicați-mi mie cum numere doza de hash este fucking family friendly. Înțeleg că îl cheamă Horho și doza de hash, dar totuși vorbim de o doză de hashish, băieții mei. Bun, deci, Tudi Popa și dacă pui un pic de hash, un pic de Zmenta Romă. Marius Moga aici, băieți, prezent, alături de WhatsApp. $1 în buzunar ale lei, Moga pe barba lui, eu-s pe bărciurii mei. Acolo Mike Iaș era în momentul lui de glorie totală, băieți, în 2015, omul meu era pe cai mare rău de tot. Se vedea că îi mergea bine, chiar mânca bine Mike Iaș și mergea bine rău de tot. N-a ținut din păcate pentru el, dar, băi, omul ce a realizat, ca să înțelegeți, poate credeți că eu râd de Mike și, bă, poate mai râd uneori, dar omul ce a realizat pe YouTube, la momentul respectiv, nimeni nu ar fi crezut că este măcar posibil. Vreo secundă. Voi trebuie să înțelegeți că omul ăsta avea birou, cu angajați, cu editori, cu tehnică, cu calculatoare, cu camere și la un moment dat s-a mutat din birou ăla într-o hară în Pipera unde dădea o chirie ridicolă. Era o hară imensă, băi, și era televiziune. Omul a avut niște planuri foarte mari. Din păcate, când s-a extins atât de mult, deodată nimic n-a mai funcționat și nici măcar produsul lui de bază n-a mai funcționat atunci. Dar nu sunt eu în măsură să judec. Spun doar ca idee că ce a făcut omul, că multă lume crede acum că omul a nebunit, că e pe barcă, că bă, lăsați omul să fie pe barcă dacă asta îi place lui. Eu ce vă spun e că omul ăsta, înainte cu mult, ca oricine cineva să facă ceva de genul, era cu 10.000 de ani lumină înainte față de oricine făcea orice altceva pe YouTube. Adică omul a fost primul care a văzut YouTube-ul bă, ca un business corect, unde trebuie să ai oameni, trebuie să ai echipă, trebuie să faci, trebuie să dregi și a încercat să facă totul de unul singur pe cont propriu și o perioadă de timp chiar i-a mers și a făcut niște chestii remarcabile. Aici, da, v-am zis, Anemari Chirariu are un loc special în inima mea, m-a ajutat foarte mult, dar trebuie să vă recunosc că e un pic cringe când o femeie trecută bine de 30 de ani spune că am probleme de acasă când mă ceartă mama, adică pur și simplu nu e relatable pentru oamenii care urmăresc asta, pana mea, adică nu, de ce ai probleme de acasă, unde, că tu nu mai stai cu mama ta, nu? Aici e o altă chestie pe care n-am înțeles-o niciodată și mi s-a părut aiurea în tramvai această piesă. Bă, de ce cântă Marius Moga refren? Adică înțeleg că Moga are voce, înțeleg că el e artist și restul nu sunt. Dar de ce zice Marius Moga, noi o facem pentru voi? Păi tu, Marius Moga, ce ești vlogger? Tu? Ești tu parte din noi? Adică n-are sens dacă mă întrebați pe mine. Treia mai bine să cânte Zmenta, nu știu, să chinuie, să facă canto, dar nu cântă Marius Moga. E ca și cum la Five Gang venea Marius Moga să ne cânte refrenere, că noi nu eram în stare. Păi, mai era mișto, mai era autentic. Ia uite pe Cuicu meu care acum rupe în două pe producție, face toate manerele alea mentorate, toate manerele alea nebune făcute de Cuic. Cuicu era atunci în tabăra lui Mikey, s-au certat între timp de murdă, s-au certat. Dar era atunci Cuicu la doza de hash, Cuicu efectiv avea foarte mult haz și atunci așa cum ai mega fan ingles cu el Maxim. Și Cuicu evident, după cum știți, a și produs toate piesele de la Five Gang, asta ca fapt divers. Să nu vă aud acum, Sherry, pe vremea aia, YouTuberii ăștia, frate, o făceau chiar din pasiune și era doar pasiune, chiar o făceau pentru noi, băi, hainerile astea nu țin. Evident că majoritatea dintre ei băi, chiar erau pasionați de ceea ce făceau, cum și eu sunt, da? O făceau pentru bani, băieți, în primul și în primul rând, adică, să fim serioși. Dacă vrei sinceritate, hai să spun care fenta, te te-ai văzut pe net, sigur te-ai văzut la Zmenta, ne place ce facem și o facem foarte... WhatsApp era acolo, nu știu ce voia să facă. De
el cine copila, păi mai profi decât Bila. Te provoc să vii să bei 7 shoturi cu tequila. Care ești pila? Tequila era major oare când te-ai invitat să vii să bei 7 shoturi cu tequila? Cred că era totuși majoră. Copila, păi mai profi decât Bila. Te provoc să vii să bei 6 shoturi cu tequila. 6 shoturi, iertați-vă, doar hai că 6 e ok, 6 e rezonabil. Nu vomiți, de la 7 încolo începe să ți aprece. Care ești pila? O vrei mai fresh? Pune-ți menta. Pune hașul să devii instant puțin mai lentă. Pune hașul să devii instant puțin mai lent, ha? Zice tequila. Băi, Google România, băi, prietenii mei. Băi, sunteți Google România, mă, băieți, măi, ce-ați făcut aici, măi? Bine, mă, glumesc, da. Caterinca, râdem și noi, dar de obicei, de ce fac lumea asta? Pentru că corporațiile, multinaționale, cu agenții de publicitate, cu sute de angajați, cu departamente de HR, de compliance, de rigor, de morți, de copți. Mi se pare interesant că a trecut un asemenea vers. Că nu, repet, așa, nu sunt niște vloggeri aici, fraților, care s-au strâns ei din proprie inițiativă, cum am strâns eu cu 5 Gang sau cum mă strâng eu acum, nu știu, cu încă 3 băieți și facem un vlog. Nu, ei au fost aduși împreună de către cei de la Google România. De-aia fac acest comentariu. Că așa dacă erau niște vloggeri, evident că, na, YouTube, asta e și frumusețea, că poți să faci lucrurile astea, poți să spui lucrurile astea, poți să faci genul ăsta de glume. Dar nu e cazul aici, era o chestie făcută de o corporație în spate, na. Să devii instant puțin mai lentă. Antonia, te voi urmări până jos în Marabuce. Tu nu știi că eu sunt un panda kung fu. Tudy Popa cu ochișorii săi albaștri, băieți, este un panda kung fu. Și o va urmări pe Antonia până jos în Marabu. E foarte interesant versul studii. Nu l-am înțeles eu, dar cine sunt eu să comentez? Bă, avea frumă măcar Tudy Popa. Urmări până jos în Marabuce. Tu nu știi că eu sunt un panda kung fu. Rezolvi misterele exact ca Scooby-Doo. Deci păzea haterii că aflu cine a dat comentul. Zici că sunt genul de vlogger care vine din Moldova. Ne mari, eu băreață ca Mr. Lovo Lovo. Psihologul de serviciu moldovean că e foarte tare. Dau sfaturi de relații, dar îți fac și din mâncare. Îți fac și din mâncare. Bine, mă, Ane Marie. Hai să te vedem, Mikey, că tu erai regele nostru. Regele nostru, Mikey H. Haide. Ieri era, mă, șeful nostru. Bă, aveai ochii foarte bărbucați, mă, Mikey. Aici, dar... Bă, trebuie să recunosc că refrenul chiar e catchy. Hai să vedem intră Laura Mușuroaia, băieți. Hai, Laura. De vechi pici, cea mai drăguță între gagici. Laura Mușuroaia te machează cu furnici, hai te oftici. Laura Mușuroaia te machează cu furnici. Este un termen în make-up, e o chestie de fete, nu înțeleg eu. Sunt băi băieți în birou, nu mai e nicio fată în birou să pot să întreb și eu ce înseamnă te machează cu furnici. Te oftici, botic de rață nu sunt genul. În botic de rață nu sunt genul. Mine pe YouTube să vezi cum se întinde termen. Băieți, Laura Mușuroaia, ea este în această... Acum nu vreau să fiu hater, chiar nu vreau să fiu hater și pentru că femeia e foarte ok, sunt convins de asta. Nu ne știm foarte bine, dar am vorbit de câteva ori și chiar nu vreau să fiu hater. Dar Laura Mușuroaia se află în acest YouTube vloggers whatever pentru că ea lucra la Google România în acel moment. Pentru că dacă ne uităm la Laura Mușuroaia pe YouTube, ea nu a fost niciodată, adică, na, uitați-vă, 6.5K, 14K, 5.2K, 1.5K, 3.1K, adică, uite, most popular, ia să vedem. Hai de, nu, sunt hater, uite, avea câteva, chiar avea câteva care erau back to school, 5 cu afura, 327.000 de views, adică avea câteva. Dar anyways, cred că suntem cu toții de acord că Laura, deși repet, nu am nimic cu ea, dar fac doar această remarcă, această constatare, era cea mai puțin cunoscută din această piesă, adică, real vorbind, probabil că multă lume s-a întrebat când a văzut acest videoclip, ok, ăsta e Tudy Popa, ăsta e Smenta, ăsta e WhatsApp, s-a băgat și el, ăsta e Marius Mor. Păi când a venit Laura Mușuroaia, bă, da, cine-i fata asta? Probabil, așa mă gândesc eu. Dar again, bă, nu o spun cu răutate, din nou, adică, na, dacă ți-ți oferă o oportunitate sau ești în momentul potrivit, la locul potrivit, evident că iei oportunitatea aia, deci foarte bine pentru ea că este în această piesă. Bum, șacalaca, să vărsăm o lacrimă, pentru glorie mielului și mătă are cratimă, iscălim cu sector... Pe vremea când Andrei Ciobanu era cu sector 7, băieți, și intră Mikey H. Jos de pe net, încerc să știi că nu-s mare poet, vin direct, corect, perfect, cu flow, că vin ca un cabernet.
Mikey H avea un avantaj complet, complet necinstit, băieți, și anume că Quick, care era hip-hopper la bază, Quick i-a dat flow-ul și Quick l-a ajutat să cânte așa. Deci toți ăștia au fost ghidați de Marius Moga și de așa, iar toți ăștia erau ghidați pare de Moga, care i-a zis cum să cânte și așa, și au scris singuri versuri. Dar H-ul avea pe Quick, care Quick este șeful pe flow-uri. Flow-urile alea nebune de a avea în piesele 5G, nu le-am gândit noi pe toate. Și chiar dacă mai gândeam noi câteva, tot Quick ne zicea, ăsta e bun, ăsta e prost. Quick avea, bă, Quick are niște flow-uri extraordinare, adică și pe vremea aia voi, nu știu dacă mai știți piesele alea lui Quick de mort, cum ar fi Quick, ce faci? Voi mai știți piesele astea de la Doza de H, făcute de Quick? Și lumea mă întreabă ce faci, ce vreau, PC vrei să te dezbraci, uite ce am între graci, pau, vino să mă satis. Erau multe, erau bune, erau funny, avea multe mișto. Piesa asta o știți? E bombă piesa asta. Deci băieții ăștia erau hip-hop la bază. Quick vine din brigada asta de la Deva. De băiesc, că de acolo vine și Mikey, ca să înțelegeți originile YouTube-ului. Ăștia erau toți la Deva și aveau o grupare, se numea Devastăm, dacă nu mă înșer, de la orașul Deva. Și aveau și un studio video și făceau și piese. Și așa s-a născut Doza de H din acest anturaj, care, unde ei la bază erau hip-hopări. Din acest motiv, Mikey H o dă 10 clase peste, uitați-vă la el. Ia uite. Să știi că nu-s mare poet, vin din recorect, perfect cu flow, că vin ca un cabernet. Asta-i fix, bă, eu știu pe Quick atât de bine, este gen Quick 100% aici. Ce subul? Mikey scutură YouTube-ul. Piesa asta rupe clubul. Du-te, rulează și urubul. Din nou, bă, foarte, foarte îndrăzneață, adică pentru o piesă făcută corporatist, așa, de o corporație, cu o agenție de publicitate, să spui așa, tu te urează șurubul, hai, hai! Bun, și refrenul? Eu mai apar, nu mai apar, nu? Sau cred că pare, cred că m-am un cadru. Mamă, îți menta așa hainele de nuntă, băieți, sau hainele de duminică, ăsta era mai eu, tu din popa. Dar Mikey H nu e aici, voi observați că Mikey H a filmat, era prea jmecher, mă, Mikey H. Mikey H a filmat, era studio, mă, i-a trimis filmare, n-a venit la filmare. Voi vedeți că în toate cadrele astea cu unde sunt ei aici în studio ăsta, Mikey H nu este prezent? Ia uite, el nu e aici, că e jmecher, Mikey H era... Barosan, i-a trimis filmarea de la el, oricum se vedea mai bine filmarea lui, de la el, de la studio de acolo. Asta a fost practic prima piesă făcută de youtuberii români și era senzație. Hai să vedem câteva comentarii de la piesa asta. Vremurile în care vloggerii postau din plăcere. Ok, hai să vă explic. Postau mulți dintre ei din plăcere pentru că nu exista o altă posibilitate, nu prea se făceau bani atunci. Dar cine avea ocazia să facă bani, vă zic eu că prinsese gustul cașcavaletelui și nu era din plăcere. Deci asta cu postatul din plăcere, e o harneară, vă dați seama, toți s-au apucat, mulți dintre ei erau puști când s-au apucat, la fel ca mine, și toți s-au apucat din plăcere și dintr-o pasiune, dar faci un an, faci doi, faci trei. La un moment dat, evident că încep să te gândești, bă, dar uite, unii încep să facă niște bani, încep să apară niște agenții de publicitate, niște campanii, niște iau, te vine Google, ne ia pe toți, ne pune într-o piesă. Adică, da, postau unii din plăcere, dar tot nu ține asta cu, bă, o facem pentru voi. Și dacă faci din plăcere, o faci pentru tine, că îți place ție, nu faci pentru voi care vă uitați. Vă zic sincer, așa este. Puteți să mă înjurați acum, mă criticați, dar asta e realitatea. Mamă, ce dor mie de YouTube 2015-2017, când toți postau din plăcere, când postau videouri fără să fie sponsorizate. Acum majoritatea, cu toate că sunt sus ca abonat, se vede că nu o mai fac din plăcere. Cel puțin nu cum o făceau în perioada aia Good Old Times. Mai sunt persoane care ascultă asta de dragul acelei perioade. Băi, da, era o perioadă într-adevăr în care tot conținutul era mult mai autentic, nu existau restricții, fiecare, și mai era o chestie, mai era un aspect atunci pentru care multă lume e nostalgică după perioada aia, eu inclusiv, că și eu sunt nostalgic după ea. N-aș vrea neapărat să întoarcă, dar sunt nostalgic, adică mă gândesc cu plăcerea aia. YouTuberul atunci avea mult mai multe lucruri în comun cu cel care îl urmărea, tocmai pentru că nu schimbase stilul de viață, nu făcea mai mulți bani, nu avea nu știu ce mașină, nu avea nu știu ce casă. YouTuberul atunci, majoritatea, îmi vorbesc Bianca, Adam, ăștia care au de seamă cu mine, stăteau cu părinții, mergeau la liceu, erau exact ca oamenii care îi urmăreau, nu aveau un alt stil de viață. Și atunci evident că erau mult mai autentici și era o conexiune mult mai puternică. Doar că chestia asta nu avea cum să țină la infinit. Voi trebuie să fiți conștienți de asta, adică orice chestie de genul ăsta la un moment dat se schimbă, lucrurile se schimbă, lumea se schimbă. Așa era început în orice industrie, în orice chestie care apare, la început e un haos frumos, dar cu timpul chestiile se stabilizează și e normal, e corect, e firesc.
firesc să fie așa. Pentru că nimeni nu poate să facă la nesfârșit full time să se dedice pentru un lucru care nu-i aduce niciun beneficiu material, că la un moment dat vine viața peste tine și ce spune viața? Viața spune, bă, trebuie să produci niște bani ca să poți să-ți întemeiezi o familie, să o întreții, trebuie să te angajezi, trebuie să te duci acolo. Și atunci youtuberii aia care atunci o făceau din pasiune, ori au ajuns să facă bani din asta încât să se poată întreține și să o facă full time și să facă bine ce fac, ori nu mai fac chestia asta și fac cu totul și cu totul altceva. Uite, vezi Anemarie Chirariu, Raura Mușuraia, nu mai fac YouTube acum, sau chiar dacă mai postează din când în când, nu mai ăsta jobul lor. Ei, acum fac, fiecare angajat pe undeva sau și-a pornit o afacere într-un domeniu, pentru că nu poți la nesfârșit să faci treaba asta. Pe vremea când vloggerii nu se chemau influenceri, așa e. Bă, erau alte vremuri cu totul și eu de asta îmi place să fac reacțiile astea, tocmai pentru că mă ia și pe mine nostalgia și mie mi-au plăcut vremurile alea. Dar acele vremuri nu se vor mai întoarce niciodată, nici în state, nici în niciun loc din lume, dacă vă uitați. Alea au fost vremurile, s-au dus. Eu sunt convins că peste mulți ani de zile o să ne ducem aminte de perioada de acum cu TikTok-ul, în care pe TikTok vezi toate nebunile, toate chestiile și o să zice, mamă, vremurile bune ale TikTok-ului. Pentru că probabil și TikTok-ul o să se transforme la un moment dat într-o chestie un pic mai reglementată, un pic mai comercială, în care, înțelegeți ce zic. Erau o mână de oameni atunci care se numeau vloggeri, îi puteam număra pe degete. Cât de multe s-au schimbat pe YouTube de atunci, din păcate. Da, într-adevăr, erau câțiva oameni care reprezentau toată comunitatea asta de vlogging. Un comentariu de acum 4 ani, fiți atenți. Vremurile când vloggerii erau faini, Smenta s-a dus dracu, Bianca era pământ ca entertainment, doza de hash apare tot mai rar, Sherry s-a afundat prea tare în mocirea aia numită trap de YouTuber. Bă, da, am ieșit, ia uite cum am ieșit, nu mai sunt murdar, gata, am ieșit. M-am plictisit să fac trap, tot sunt în industria asta de trap, dar nu mai sunt eu în față. Nu aș vrea eu neapărat mocirlă. Era într-adevăr o chestie un pic penibilă, mai ales când mă uit acum în spate, știi ce făceam noi cu Firebeam și piesele alea? Dar piesele erau bune, frate, și au făcut copilăria multor copii. Mulți copii care atunci erau clasa 7-a, 8-a sau chiar mai mici de atât, vin acum și zic, bă, Firebeam mi-a făcut copilăria mai frumoasă, frate. Deci aia e, toți suntem nostalgici după chestiile cu care am crescut. La fel cum alții sunt nostalgici după perioada 2013-2014 a YouTube-ului, pentru că ei atunci au crescut cu ea și se pare că perioada aia de Five Gang și de Trap a fost un gunoi ordinar. O părere pe care poți să o ai, evident. De asemenea, sunt alții mai mici, copii mai mici, care au crescut cu perioada Five Gang, n-au prins perioada aia și pentru ei alea sunt vremuri bune a YouTube-ului și acum YouTube-ul s-a stricat. Deci o chestie subiectivă, asta încerc să vă spun. La fel ca freza mea, fraților, freza mea e foarte subiectivă. Într-o zi e cumva, în altă zi e cumva, nu mai îmi pasă, efectiv. Mi-o ras așa în vânt, înțelegeți? Pentru că nu mai vreau să mă chinui cu freza. Mi se pare că când mi-o aranjez, pare că sunt prea așa. Așa sunt natural, cum sunt eu. O cărare așa frumos, sistemul Fuego, știți ce zic, fraților? Ăsta a fost și episodul nostru. Vă mulțumesc că v-ați uitat și că întotdeauna, dacă vreau acest vlog este aproape fumat, vă aș vrea să dați mare punctă în urmări de dați un share pe story, pe cum mă ajută tare, tare mult. Dacă încă n-ați făcut-o, să vă abonați. Eu m-am dus, pa!